Doamnă și domnule, ne-am regăsit și bine că ne-am regăsit. Îmi zicea un domn, domnul Luca Mircea, din Turda, Dar mi-e teamă că momentul în care nu te mai apărea pe sticlă, și nu te mai vedea și nu te mai auzi, mă trezi în Republica Populară Română, dacă nu și mai rău unde intelectualitatea din Brașov, Timișoara și Cluj? Îmi scrie domnul Luca Mircea. Și are dreptate, tată. Să zic de ce are dreptate. Știi că eu tot zic din când în când, când sunt furios, pe presă, pe propria meserie, bă, eu nu mai vreau să fiu gazetar. Și m-am gândit, oare cum ar fi dacă m-aș duce portar la filarmonică. Mă apuc și mă duc, domnule, uite, sunt, asta e CV-ul meu, am fost gazetar, asta este, îmi cer scuze. Vreau să fiu portar la filarmonică. Să fii sigur că o să-mi zic că, domnule, îți trebuie copie după buletină, trebuie aia, 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 și îți trebuie cazier. În schimb, dacă îmi e, tornă prin cap să fiu primar al Bucureștiului, al Clujului, al oricărui sătuc din țara asta sau orășel, nu-mi trebuie cazier. Adică, băi, ca portar la filarmonică. Trebuie să te cunoaștem, băi, te să văd, ai băgat mâna, n-ai băgat mâna, ai făcut pușcărie, n-ai făcut pușcărie. Ca portar la filarmonică. Dar ca primar... Nu, domnule, nu avem nevoie de cazier. Poporul lucrează, tată. Poporul votează. Nu? Asta este o nebunie. Asta este o nebunie care se întâmplă în România. Să nu trebuiască acel cazier când te duci în funcția de primar, de consilier, de președinte, de ce vrei tu. Trebuie dacă te angajezi la salubritate sau ca mine. Ca portar la filarmonică. Acolo trebuie cazier. În politică nu trebuie cazier. Am văzut o chestie foarte faină pe Facebook de la Doru Șupeală. Brașoveanu, Doru Șupeală. Trebuie să vă arăt și voi. Sunt aproape convins că peste patru ani cel târziu voi avea șansa să votez un primar harnic, capabil, decent și competent. Asta pentru că mă mut în Occident, Zic eu. Și dau dreptate. <coughs> ba, am stat astea două zile tot pe drumuri. Tot pe drumuri am stat să văd și o cu ochii mei. Am fost la Turda. Uh, acolo a candidat, eu asta am susținut, un independent, foarte fain, omul, primul român care a fost premiat în Dubai, a realizat lucrarea la timp, un pot plutitor cel mai mare din lume la vremea aia, și pe el am susținut, pe Andrei Suciu, independent din Turda. Omul s-a clasat pe locul 2, înaintea primarului care a stat de vreo 12 ani acum. La o mie de voturi de cel care a câștigat. Și am văzut niște chestii în tur, da? dar a rămas paftat. Și ăștia de la DNA ar trebui să știe. Băi, nu se mai merge cu microbuzul la adus oamenii. La vot. Eu zic ce am văzut. Nu știu cine i-a adus. Nu pot băga mâna în foc pentru un partid sau altul. Acum vorbești cu interlopul șef din cartierul ăla, interlopul șef din cartierul ăla, alt interlopul șef din cartierul ăla. Și deci așa, bă, vezi că ai niște categorii de astea de favorizate pe acolo, de aia care se au bani, bă, cu fier vechi, ba cu fer, bă, cu haur. Și fă -le o petrecere înainte. Și le faci o petrecere înainte. Le dai 20 de milioane și bagă vot în ies sau rdv rachiu de la Devin. N-au treabă. Și după aia, domnul Interlop le trimite taxiul să-i aducă la vot, tată nu venea să cred. Veneau rânduri, rânduri, tată. Rânduri, rânduri. Oameni care n-au bani să facă pipi în centru. Pentru că e sărăcie. Și educația nu a ajuns și la ei. Și nu trebuie blamați pentru asta, poate trebuie blamați chiar noi. Dar oameni care n-au bani de opită să vină cu taxiurile rânduri, rânduri, la vot, asta mi se pare ciudat. Am stat vreo patru ore în turda și îmi transmiteau până azi noapte oamenii. Vezi că, uite, din 36 de de la de vot, 26 le-au câștigat independent. Și am zis, Bă, atenție că vin secțiile de la unde vin defavorizații cu taxiurile. Și într-adevăr, o pierdut la 1000 de voturi. Și ce-am mai văzut eu în centru, în la 3, 4, 5 ore cât am stat acolo? Efectiv, am stat la cafei cu el, în centru, să vadă lumea că suntem împreună. De-aia am stat. No. Da. Și, și nu mi-e rușine cu asta, e independent omul și este printre cei mai competenți oameni pe care am văzut vreodată în viața mea. Și care poate să explice băbește oricărui ministru al transporturilor de ce dincolo se fac autostrăzi și la noi nu. Și cum se lucrează acolo și nu se bagă mâna în buzunarul public și la noi de ce se bagă. Bă, la câțiva metri de polițistul local se vindeau parfumuri de alea furate din Occident. Lame de raz, nu știu ce match 3 și tot felul de aparate de ras. Orice tată. Și la masa vecină stătea o familie și ceva, hai să plecăm de aici. Fără să vreau, am tras cu ureche, că erau, eram spate în spate cu scaunele. Și la auzeam pe om cum vorbește, hai, hai, fată, să plecăm de aici, a și copilul și o tăiem. Și a început omul, uite, pentru că la ăla e protejatul nu știu care, ăla au făcut pușcărie și acum mai mare și tare, ăla e cu pastile, ăla e cu bișniță, ăla au tras o țapă de nu știu care, ăla acum a fost eliberat pentru nu știu ce evaziune și toți îți racordați la partide și toți stăteau acolo în centru să facă să dreagă. Băi și -am zis, nu e posibil așa ceva, tată. Deci noi încă mai avem impresia că alegem corect. Domnule, democrația a și am pus votul. N-am pus votul, bă. Numai botul l-am pus. Între vot și bot e o diferență. Și o să-ți arăt dacă vrei grafic diferența asta. Dăm te rog harta aia de pe Google, România curată. Harta candidaților penali din toată România, o vezi aici în spatele meu. Aici sunt candidații care au probleme într-un fel sau altul cu justiția. Oameni care au intrat în pușcărie, care au ieșit din pușcărie, care sunt trimiși în judecată, care sunt suspecti, care sunt în control judiciar, care sunt care sunt care sunt, care sunt a am știut noi să votăm democratic, aleși și patriei Evident că nu ne-o stat capul. Nu-i așa la harta asta. Dar de ce nu ne-o stat capul? Pentru că înainte cu două, trei zile de alegeri, ce ai văzut tu la televizor și pe asta? Scândăluț. Înainte de scândăluț, o să-ți arăt tot din tur, dacă am făcut poze. Dă-mi, te rog... Steag Turda unul, îl vezi aici. Steagul României, steagul Municipiului Turda, steagul României. Da? Mai dăm o poză. Steagul României, steagul Uniunii Europene, steagul orașului Turda. Da? Dăm și steagul Turda. O vezi acolo. Asta se regăsește. Vezi acolo cele cinci cetăți. Vezi. Uh, 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 mâna în armată, vezi coroana principiară, vezi o grămadă de simboluri. Da? Vezi legiunea 5-a Macedonica, este steagul lor. Pe fiecare stil din tur, da? din câmpia urzi, aproape din toate orașele care musteze istorie, găsește steagul orașului. Al județului, al ce vrei tu. Înainte cu trei zile, iar o izbucnit chestia asta și puteam să jur că e așa, bă, ceva trebuie să fie să mute atenția de la penali către ce? Păi dacă e în Ardeal către Unguri, dacă e în Moldova către Ruși, dacă e în Sud către Bulgari, ceva trebuie să se întâmple. Și ce văd? Înainte cu trei zile, tata, de alegeri, ca să mutăm atenția, să nu reținem penalii, să nu mergem la vot cu ideea că, domnule, trebuie totuși să vedem pe cine votăm să fie onest. Uită-te la imaginele care urmează. Noi, bate joc de noi, nu e De ce nu de 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 Deci aici vine poliția, în secuine, și, domnule, dăm jos, dacă secuesc, că acum vin alegerile și este ilegal. Zic ei. Mă, dacă e ilegal, ilegale toate steagurile, în afară de tricolorul României, din România. O să-mi zici, domnule, dar totuși steagul secuiesc și ținutul secuiesc nu există. Mă, să zicem că administrativ vorbind, ținutul secuiesc nu există. Dar dacă nu există ținutul secuiesc, Bucovina ca ținut administrativ există? Pentru că în timp ce aici s-a făcut repede, repede, ceva așa să iasă românul la vot, să creadă că de aia trebuie să voteze, să nu-l intereseze pe român dacă sunt penal sau nu candidații, contează să le dăm în gură la unguri? Eu ți din Bucovina, tată nici Bucovina nu există administrativ, și Bucovina are un steag istoric exact ca steagul secuilor, mai mult decât atât steagul secuilor a fost purtat în toate luptele lui Mihai Viteazu, în luptele secuilor alături de Ștefan cel Mare. Ia să vedem noi imagine din Bucovina. Același tratament? Da? Aici e voie, tata, aici e voie, nu sunt unguri. Noi o să respectăm, cred că, minoritățile astea naționale care trăiesc la noi, după ce dispar. Nu am nicio problemă, am adus și fanfara, am adus toate oficialitățile orașului. undeva din 2015-2014, imaginele. Aici e voie. Aici e voie, pentru că, băi, de aici putem lua electoral. În timp ce în secuim, speriem -o -le electoral. Și nu-i mai comod să nu băgăm de seamă că nu știu care. Uite, bă, scripcariu câștigă cu 50% primăria din... Că mai ai voie, dar nu e mai campanie electorală. 50% primăria din Brașov și este sub control judiciar pentru șpagă. Da? Cherecheș, de la Baia Mare, câștigă alegerile din pușcărie, din arestul poliției tata. Cel vorbește de, de capitala culturală europeană. Domnul Cherecheș, câtă dragă! Nimeni din Europa nu va accepta ca un oraș condus de un tip asupra căruia planează astfel de suspiciuni de corupție să devină capitală culturală europeană. Scripcariule, poți să câștigi cu 149,99% primăria Brașovului. Nimeni nu va investi în aeroportul ăla pentru că nu are siguranța că, domnule, da. Ce siguranță am eu în cetățenii care aleg un tip care e sub control judiciar? Gutău, la Vâlcea, de două ori condamnat cu executare, pușcăriaș cu executare, tata, pentru șpagă, pentru corupție, iese din pușcărie și vâlcenii l aleg. Negoiță, la din București, la sectorul 3 sau unde e. 50 de milioane de euro la fisc, datorie, și bucureștenii la lei cu 70%. Băieți, problema e la noi. Problema fundamentală este la noi. Problema fundamentală este la noi pentru că punem botul bala unguri, bala ruși, bala bulgari și nu venem maneaua din interiorul nostru. O să ziceți, da domne, da, asta este, că noi și lumea la vot, costat elita acasă. Nu, Dăguță. Problema noastră este de educație. Atâta vreme când noi nu investim în educație, punem botul tot felul de semimanele și când zic semimanele, o să-ți o arăt pe doamna proaspăt primar general al Bucureștiului, doamna Gabi Firea, cântând. Ce o recomandă? Poate în 2019 vrea la președinție, cu o recomandă vocea și talentul, tată. Ține-l, tata. Când ai dragoste, n-ai bani, când ai bani și dușmani, oare cei pe primul loc în viață? Cu ce m-am ales în viață, ce-am ce bă să vedem cu ce s-a ales Bucureștiul după. Și atenție, eu nu blamez votul unuia care merge spre stânga sau votul unuia care merge spre dreapta. Eu blamez pe cei care stau acasă. Eu blamez non-votul. Și mai blamez o chestie. Bă, s-ar putea să fie pe lângă democrație și luați-o ca pe o furie sau semifurie. Dar câteodată mă gândesc, oare n-ar fi mai bine? Și întrebare, nu-i dat cu parul. N-ar fi mai bine să nu voteze, să n-aibă drept de vot ăia care nu-și plătesc impozitele? Să n-aibă dreptul să fie aleși ăia care au o problemă penală? Primiși în judecată? Sau cazier, tată? Domnule, vii cu cazierul, ce vrei să fii primar? La unde? La Bumbulești din Vale. Vreau cazierul. Nu ne pare rău, nu vă putem angaja. Pentru că ți-am spus, îți cere cazierul și dacă vrei să fii portar la filarmonică. Și la dita mai primăria nu-ți cere cazier. Dacă noi asta înțelegem din manele, bă, bă ideea nu e că ne prostim. Nu e asta. Proști sunt peste tot în lume. Problema e că nu mai știm să fim atenți. Nu mai știm să fim atenți și nu ne mai interesează dacă apar hărțile alea colorate, nu știu cum și nu știu cum, cu harta penalilor din România și nu ne mai interesează nici știrile de genul Dăm Alba 24. Alba 24 scandal de alegeri la Baia de Arieș. Bolnavii de la psihiatrie duși la vot, poliția face verificări. Și ce o să pățească tata? Nu o să pățească nimic pentru că vin băieții și zic, Bă, dar pe Dragnea, mm. o lua doi ani cu suspendare. Frunză verde din partea dreaptă, o lua 2 ani cu suspendare. De ce vă.? De ce, de ce vă luați de mine? Probă video. Pune-i proba video în cui Sufletul să vadă românașul. Uite acolo. Microbuzul frumos, bolnavul luat. Sigur că el o citit toată ziua presă. New York Times o citis. Washington Post. Tăzu au stat și s o documentat. O văzut CV-urile, care e mai competent, care nu e mai competent. Uite acolo cum arată oamenii aduși la vot. Poliția face verificări. Și poliția aparține de primar. Și dacă câștiga primarul, ce o să-i facă la primar? O să strige presa locală, două, trei site-uri, o să fie câțiva pe Facebook care o să zică nu se poate, nu se poate, ieșiți acum, colectiv, dă să meargă. Dar de fapt, dezastrul nostru e altul. Mă. Noi ne trezim la viață nu numai atât după ce mai mor câțiva într-o tragedie. Așa a fost cu colectivul, așa a fost cu accidentul la din Apuseni, așa a fost întotdeauna. Noi nu ne trezim la viață că gata, domnule, dimineața, o că câta cocoșul, ne trezim mereu la lucru. Nu, noi ne trezim pentru că trebuie să facem, să îngropăm niște concetățeni, neamuri, prieteni. Da? Altă chestiune, tată. Târgu Mureș. Că acum luăm și Ardealul așa ca să... Să nu crezi că Ardealul e paradis și dincolo e uh, Mozambic. Nu. Îți amestecate lucrurile. Numai poate aici funcționează mai, mai, mai coerent rușinea publică. Vezi acolo în col sus. Stai să-ți arăt. O vezi asta. Asta e o cameră de luat vederi. Știi unde e? La secția de votare numărul 43 din, starea, din strada Cutezanței 19, la clădirea aparținând de primărie unde se plătesc taxele și impozitele. Camera de supraveghere este acoperită, așa a fost acoperită, începând cu 4 iunie, înainte cu o zi de alegeri, cu o pungă de gunoi. Am pus-o și eu acolo, așa, de design, dar acum nu mai cadrează. Știți că vin doamnele, vin oamenii și nu se mai. Uh... Nu are culoarea. Am pus negru, că negru se asortează la orice. Pungă de gunoi. Acolo unde ar fi trebuit supravegheat votul. Să nu votez de 1614 ori sau poate că era un scandal, poate că doi dobitoși se înjungheau între ei. Domnule, dați-mi imagine. N-am. Dar de ce? O bilă s-o pierdu și o bilă s-o stricat. Da, mă, ăștia sunt tată. Ăștia, dar nu ne pasă. Nu ne pasă, nu ne pasă, tată. Nu ne pasă nici că... Au care trebuiau să binecuvânteze ziua, ca toate zilele din lume, inclusiv aia de 5 iunie, trebuiau să nu facă o campanie electorală pentru un sau pentru altul. Dăm imaginile și ți le explic pe... în timp ce le vezi. E soțul E Nu, ceva, nu și e matale cu ce eu. ești? În nostru Reprezentantul secției de votare, da? Reprezentatul și preotul era președintele secției de votare la Bistrița și a motivat la circunscripție că pleacă la, la muntele -a Atos. -a Atos. Da, doamnă. N-a fost, da, -a a fost, a fost, doamnă. N-a fost, Răspunde penal pentru, pentru minciunile care le-a făcut. lăsați să vină poliția. Da. Și dacă a fost, și dacă a fost, ea spune. Doamnă. Dacă a fost pretești, tu cu Do Doamnă, lăsați că preotul nu trebuie să se ducă la biserică. biserică. Deci, nu mai de prostică, preotul se ducă la biserică, da. Păi de ce să ducă? Îi spui să, duc... tu că să ducă la biserică? Da, nu să facă campanie electorală cu preceptorul satului, cu Marin. Nu ducă, ducă la biserică, Mărin trecu pe aici, uite femeia aici, Da, Lasă, nu băgați pe doamna, că doamna nu are nicio treabă. Mărin trecu pe aici, nu are nu spui tu. Bine, doamna. Ai înțeles? Făceți până vine poliția. Da, uite, stau așa, să poliția, să facă poliția mie. Vreau să mă duc tu acasă să mă aduci, nu vrei? Că sunt în secția de votare, hai! Doamne, preoții nu trebuie să implice politic în nimic, sunt apolitici. Păi, ce dă-mi exemplu, dovedește-mi cu ce. -mi, -mi exemplu, cu vă rog frumos! Cu ce să implică, Pentru vârsta care o aveți, vă rog frumos să... Dumne, doamne, pă, și dumne, să aveți, aveți demnitatea care mai aveți. Mai, mai știi ceva decât să faci pac, pac, pac cu aparatul prin, e, prin, to e, prin, toate satele? Vai de capul dumneata! Auziți? Că îl un omul din sălice, îi spui dumneata că trebuie să fie el la biserică. Păi să mai vedeți carte și să-ți poate de pe banca cât ai Ce faceți, părinte? Bine să faceți campanie electorală. Părinte, de ce vei acoperiți fața cu perna părinte? Părinte, ce v a acoperit fața cu perina? De ce v a acoperit părinte? Doamne, de ce va a acoperit cu perina? Părinte, de ce v a acoperit cu perina? Lasă poliția acum. De ce v a acoperit părinte fața cu perina? N-aveți pic de rușine, bun simț. Ați furat comuna asta, de a spus-o pe butuci. Vinele de lux la dumneavoastră de trei etaje și popa și fiul tu, popa la șimian și preotul. Nu vă mai săturați! Doamne, Dumnezeule, Cam asta a fost. Asta e dintr-o comună din Mehedinț, satul Bistrița, Ostrovul nu știu cui. Da? Și vin acum ăștia, mari lideri de la partid, să vă spună că votul s-a fost democratic și că ne bucură că România e pe calea, nu știu care, bună, Uniunea Europeană, fără incidente la vot. Au fost, băi, incidente la vot peste tot. Numai că lumea e pur și simplu plină de lehamite ca să mai dea telefon la 112. Au dat activiștii telefon la 112. Au dat candidații la primărie. Când vezi fotografie, uite așa, pozat, cum îți eu? Uf! Om care băga câte 50 de lei. Altul aducea cu mașina personală, nu cu microbuzul, ca să nu bată la ochi, tot felul de tipi pe la vot. Și asta peste tot. Da? Chestiile astea nu mai... Nu ne mai miră. Gata, s-a intrat în normalitate. Normalitatea știi ce -i? Obișnuința cu rău. Dacă vrei să mergi la elită, Ihanan Hanan Arendt. Banalitatea răului. Te obișnuiești. Bine, mă, și acum și așa nu putem schimba. Ai văzut, oamenii ăia se certau pentru ce? Eu nu zic că are dreptate unul sau are dreptate altul. E o țară numai care era atmosfera. Pentru o miză atâtica, mă. Un consilier câștigă 400 de lei sau 300 și ceva de lei la o comună. Dar miza nu-s bănuția. Miza le acolo, tată, la pământuri, la tot felul de șmecherii, poate facem o asfaltare. Înțelegi? Îți mai arăt una. Pentru că nu-i așa, noi am fost atenți la astea cu Este tu că noi am fost la altceva ale atenți. Ia uite, hot news, știri alegeri locale, Craiova, curiozități de vot. Campioană la urna mobilă e o comună din Dolj. Tot Dolj e județul campion la votul pe listele suplimentare. Da? Județul Vo Dolj. Domnule, suntem campion la democrație. Urna mobilă, aceeași chestiune. Baiui că se vor obișnui și cei de la poliție cu banalitatea răului, ca să rămânem la citate, se vor obișnui, poate și procurorii într-un timp și vor spune, domnule, sistemul este colmatat. Este pur și simplu sistemul colmatat și nu mai putem. Nu mai avem unde să... E ca atunci când îți pușcă că țava asta în casă, după țava asta, după țava aia, altă, după țea... Te trezești așa într-un duș de la țevi. Că nu poți să-i bagi 22 de milioane, nu poți să bagi la pușcărie, nu poți să bagi 5 partide istorice sau 5 partide mari la pușcărie. N-ai cum. Și atunci încep să negociez cu sistemul. Hai mă să-i dăm la asta numai cu suspendare, dar vezi că dacă la ea e dat cu 2 ani suspendare, Vezi că trebuie să dai și la din partea la altă tot de doi ani cu suspendare. Și o să credeți că exagerez. Dragnea, 2 ani cu suspendare. Pentru aceeași chestiune, punză Verde de la Caraș, 2 ani cu suspendare. Mai întreabă cineva ceva? Nu. Stăm acasă. Nu mergem la vot. Gabi Fire au fost aleasă, dacă e așa, undeva cu 17% din voturile pe care ar fi trebuit să le dea bucureștenii. Atenție, peste tot s-a întâmplat așa. Bucureștiul mă interesează pentru că e capitala țării și de acolo se dau știrile. De acolo, de exemplu, au pornit știrile în presa olandeză care scria despre noi că românii nu mai au o problemă cu lupta anticorupție, nu-i mai deranjează corupția. Votează pe bandă rulantă, ba din pușcărie, vescherecheș, ba unul condamnat de două ori pentru corupție, ăla de la Vâlcea, ba unul care e acum sub control judiciar, ăla de la Brașov. Ba unul care... Are 50 de milioane de euro datorie la fisc. Ce, și ce, ce fac tata? Și ce, ce să fac? Nu avem nicio problemă. O să vedeți la parlamentarele din toamnă. Și o să fie o premieră. Că nu știu dacă se mai implică diaspora. Pentru că e până aici și la diaspora. Diaspora care ne-a salvat pentru unii, ne-a băgat pentru alții. Mai mai puțini. Care nu au câștigat în noiembrie 2014 diaspora nu știu dacă mai face sacrificiile pe care le a făcut altă dată. Să meargă 3, 4, 5, 600 de kilometri cu mașina ca să ajungă la Cocomâr, la din lângă Lyon, să voteze că numai acolo a făcut tovarășul la ministrul de externe, Corlățanu, care ar trebui să fie acum anchetat de neauri, chestii. Dar Parlamentul a zis, pas, vrem vacanță. Și-au încasat parlamentarii 80-90 de milioane de lei vechi și-au venit acasă că și-au dat vacanță. Că sunt campanie electorală. Băieți, campania electorală este pentru local. Voi faceți parte din Parlamentul Național. Campania electorală trebuie să o ducă partidele. Băi, să vă plătească partidele, băi, băieți! Salariile pe perioada asta, nu eu. Eu nu fac parte nici din partidul tău, nici din partidul tău. Asta e una la mână. Doi, legea s-a schimbat înfiorător, tata. Au băgat ăștia o lege, și PSD-ul, și PNL-ul. La... Acolo, că-s buni când e vorba de... Smecheri. Da? Uh, domnule, orice partid care are mai mult de 3% uh, să beneficieze de bani de la stat. Adică, eu fac un partid, fac o campanie electorală, fac 3,1%, bag o grămadă de bani, nu iau Consiliul Local, că nu intri în Consiliul Local, nici în Parlament nu intri, dar tu, statule, vorbește cu contribuabilul să-mi trimite niște bani să-mi deconteze campania electorală. Bă, unde e logica? Banii partidului, Folosiți-vă banii partidului tată, pentru că voi vă faceți campanie electorală, nu mă obligați să-ți finanțezi o campanie electorală. Unul la mână. Doi. Mă dacă pragul e electoral de 5%, de ce pragul ăsta de, de cont e 3% pentru un EPR, pentru ALDE. Astea sunt partidele care se bat acolo. Așa am văzut. Și atunci vă întreb, de ce trebuie să vă dau eu bani pentru campania voastră electorală? Vă dau pentru pensii speciale, vă dau pentru limuzine, vă dau pentru avion, vă dau pentru mâncare, vă dau pentru cazare, vă dau pentru mama dracului, pentru unchiul solul dracului și pentru o mătușă de -a dracului. Și acum trebuie să vă plătesc și campania electorală. Bă, da, ceva! UE, nu vreți? UE, Uniunea Europeană, pentru că ne -a... Vreau să vă știu dacă sunteți acolo. Vreți într-adevăr UE sau nu vreți? Sau vreți Belarus? Că dacă vreți Uniunea Europeană, este ok. Dacă vreți Belarus, mai ales numai voi. Da? E ca să bagăm publicitate? Bagăm publicitate, da. Nu comentăm. Așa, tu. Despre asta trebuie povestit. De ce trebuie povestit? Pentru că eu am senzația că aleșii ăștia nu înțeleg o treabă extrem de importantă. Importantă. să aderi la Uniunea Europeană este una. Să te integrezi în Uniunea Europeană e un pic mai mult. Aderarea, ți-o pus ștampila și o zis, nu hai să-ți dau bani să te modernizezi. Integrarea e să accepți că valorile alea europene devin și valorile tale, tată. Adică, și, -ai, sigur, și acolo există corupție. Dar acolo, partidele, când prind un corupt, zic mai încolo, mai încolo că nu putem da exemplu ăsta tuturor cetățenilor. La noi, când prind un corupt, încălba și pe listă, tată, adică, băi, dar are de doi ani de pușcărie, cum să nu intre pe listă? Intră și independenți. Și partidele nu fac asta pentru că ele sunt extraterești din... din. de pe Marte. Nu, partidele fac asta cu complicitatea lor care votează îți dai seama că în Vâlcea Gutău a fost condamnat cu executare. Mă, ăla a stat efectiv și primea pachete de acasă. Chifteluță, paste de dinți, țigări, cafea, chestii de astea. Oră de plimbare, oră de televizor, oră de slujbă la biserică, oră de psiholog. Cum se face la pușcărie? Poate are și tatuaj. Eu plus, văsălie, garlove. Și totuși a fost votat atât. Nu contează. Ce mă și ce dacă e corupție? Ai mă, dată, nu băgai mâna. Cam asta e sistemul la noi. uite te la care din... din cum se numește? Din Baia Mare. Din pușcărie, tată, în arestul poliției. Și-o la 70%. Băi, ne au zis, dragă, și ce dacă dai de noastră? Bă, nu găsiți altul. E de la un EPR, domnul. Mă rog, un EPR și tot așa, o ei. Cam la toate partidele au fost. Știi? Și totul nu găsesc altul. Nu, chiar că ești nu e statat. Singurul, singurul, oraș unde am văzut chestia asta a fost Turda. Turda în care, într-adevăr, s mobilizat pentru un om pe care nu l-au mai văzut an la rând. Omul ăla vreo 12 ani lucrat în Anglia și în Dubai. Înțelegi? E inginer. Și-o mers acolo și o zis, băi, eu asta am făcut, asta știu, asta știu să fac. Nu prea le am cu vorbele, nu vreau să intru în niciun partid, eu fac o asociație de asta cu turda nouă. Nu. Ce mă pricep și eu, cred că trebuie să schimbăm civic. Și acolo am văzut surpriza că ăla care au fost 12 ani primar, o căzut sub el. Și a venit ăsta, la al alt unul, ciudat, foarte ciudat, dar nu vreau să vorbesc acum, cu tot felul de drame de familie și cu... provocate de el, stai liniștit, dar n-am chef să povestesc acum despre el. Da? Și nu ne mai băgăm în seamă. Nu ne mai băgăm în seamă că ne râdem, Ăștia care credem noi că suntem foarte deștepți, ăștia care dăm pe Facebook, cum îns, și eu câteodată, adică deștept de prost sau prost de deștept. Și stăm acasă. N-am stat acasă. Dar ziceam că am stat acasă. Nu merge, adică ne enervează ăla, ne enervează ăla, ne enervează ăla, n-am ce alege, dragă, nu mă duc. Ăla care e analfabet funcțional, conform statisticilor, studiilor, din România, 42% sunt analfabeti funcționali, ăia pleacă la vot. Arug a rugie de două ori cartof pai cu stoi doi mici și o și o pleca la votată și votează în locul tău. Și în locul meu sau în locul nu știu care. Pentru că aproape, aproape că doresc ca votul să devină obligatoriu. Nu, nu mă gândesc la libertăți, care nu e așa libertatea de a nu vota, e la fel de importantă ca libertatea de a vota. Asta chiar eu o ziceam la un moment dat. Nu mai cred în chestia asta. Eu cred că trebuie făcut antrenament. Tată, Jogging electoral. Te duci până la vot, la cabina de vot, ai votat ce vrei tu acolo, ai scris dacă vrei măscări, dacă nu ai desenat nu știu ce, Mickey Mouse, l-ai pus, pus pe Vlațe, pe. l-ai desenat acolo sau ai înjurat, e treaba ta. Dar te-ai dus la vot să pui ștampila. Pentru că altfel ne pierdem antrenamentul. Și antrenamentul e așa o chestie, nu că ne îngrășăm, nu că facem buci, nu. Sau colăcei, nu tată. Lipsa antrenamentului electoral duce la chestia asta. Hai mă, și așa nu se schimbă nimic. În România, la noi totdeauna un așa a mers. Așa a mers de o mie de ani, așa mai mare. Și așa fac și autoritățile. Poliție. Uite, ți arăt o chestie. Aș fi vrut să fie Marian Godină acolo, polițistul ăla din Brașov. Sunt convins că le lăsa câtorva, acolo în Târgu Jiu, o amendă. Și să-ți arăt de ce. Știri pe surse.ro Baronul din Fieful Ponta, a votat ilegal. No. Și? Şi... Știri pe surse. Dăm și carton. Incident de-a dreptului incredibil în județul Gorj, fieful fostului premier Victor Ponta. Președintele Consiliului Județean Gorj, Călinoiu, a mers să voteze în soții de Ponta la o altă secție decât la cea care era arondat. Membrii secției de votare l-au lăsat să voteze afirmând ulterior că au făcut-o din greșeală. Alte șase persoane au vrut să voteze la aceeași secție, în care au votat și președintele Consiliului Județean Gor și Ponta, însă ăștia nu au mai fost lăsați să-și exprime votul pe lista suplimentară. Votul președintului CJ Gorj nu poate fi anulat, iar Călinoiu nu a fost sancționat. Așa sună știrea. Mai dăm încă o dată link -ul. Adică, bă, tată, vă nu vi se poate întâmpla chiar nimic. Nu, tată. Legea nu prevede o interdicție în acest sens atât de vreme când nu este înregistrat un vot multiplu. Dar mă, ăia de atunci, de ce nu au fost lăsați să voteze el la șase? asta zice locțiitorului președintului Beșgor, judecătorul Florentina Săvulescu. Legea nu e pentru toți, că eu am prost obicei, extrem de prost obicei, să citesc din când în când Constituția, că mă râd. E mai mișto decât urzica. A da, de pe vremuri. Arici pogonicii zero pe Constituția României. Acolo, tă, te uiți, te uiți, te uiți și ajungi la articolul 16. Nimeni nu este mai presus de lege. Nu, no, a noi au fost mai presus de lege. Dar legea așa ai făcut încât să-ți fie rușine, dar nu te pedepsim. Legea nu prevede o, o, interdicție sau o... Nu, nicio amenduță, tată. Nu, îl amendăm pe Huidu că și-a pus votul pe Facebook cu 600 de lei. Dar pe Călinoiu care a ținut neapărat să fie acolo cu tovarășul Ponta, domnul Ponta, vă iubesc, domnul Ponta, așa. Victorie, victorie, totul pentru front acolo nu e nicio problemă. Pentru că e președintele Consiliului Județean și nu se face. Adică asta, bă, dacă ne trimite un control, ce? Și mai angajăm și noi una, mai angajăm și noi alta. Cam așa e tată. Cam așa e. În timpul ăsta, sunt comunitățile care încearcă să iasă din marasm. Și nu o să arăt o comunitate din Ardeal, că după așa, așa zic o grămadă că trag spuza pe Ardeal. Îți arăt din Moldova. Uite, de pe Business International, ziarul financiar.ro, <coughs> satul unic în România are trei monumente istorice vizitate de mii de turiști. E ansamblu Micl Mănăstirii Miclăușeni din satul Miclăușeni, la 20 de kilometri distanță de Roma și 65 de kilometri distanță de Iași. Da? Au biserica aia din 1782 și vine lumea să vadă că e o oază de liniște. Da. Le-ai văzut vreodată la știri chestiile astea? Ai văzut vreodată prezentate într-o emisiune chestiile? Nu. Nu pentru că noi avem breaking news dacă, nu știu care, Simona Senzual și-a rupt un ghiuța, dacă, nu știu care, Genea s-a mai cuplat cu nu știu care de la Hollywood și dacă, din întâmplare, a mai fost vreo explozie cu o butelie într-un bloc de nu știu unde. Astea sunt breaking news-urile noastre nu analiză, nu se vedem, bă, cum au reușit oamenii din Miclăușeni? Bă, sunteți în Moldova, sunteți de cele mai sărace, dacă nu cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Cu atât mai, mai, mai onorant că ați ieșit și demonstrați că și acolo se poate face treabă. Nu facem chestii de asta pentru că, domnule, nu facem audiență. Că noi dacă vrem să facem audiență, pe facem audiență, tată. Și eu m-am gândit într-o zi, oare cum ar fi să aduc un homeless și o capră neagră? Să-i faceți bă niște copii în direct. Sau să prezint știrile în pielea goală, tată. Mă dezbrac, mă pe masa asta care stă mișcă și vă prezint România de la A la Z cu Germania de la A la Z. În pielea goală. Oai ce audiență aș face. Nu? ero național aș fi. Ce capatoș, bă, ce de aia cu biz nu știu de care și cu maneliși care își bat amantele gravide pe canapei. Nu, tată, asta e audiență. S-ar plăcea? S-ar plăcea ca fiul tău să se uite la asemenea prostii la care te uiți tu? Din când în când. Și intre pe și mecherașii care acum și eu fac o greșeală pentru că, că sunt mulți din ei care nu se uită la mine. Că e enervez. Eu schel, vorbesc pe autonomie financiară, administrativă, vorbesc de Germania, de Franța, de chestii de astea care nici nu există în mintea lor. Germania e o chestie de unde ne aduce mașini. Franța e o chestie unde pleacă medicii când pleacă. Nu se știe ce aia. Știu că este o sondă mare, FL, despre care tă românul știe că românul a făcut-o nu contează că nu este niciun șurub acolo făcut din România, dacă o scris pe Facebook că energiile de sub Bucegi, cu Burebista și cu Dacu Liber și cu tot felul de, de astea, plus contribuția lui Voiculescu din nenumăratele sale cărți pușcăriabil, din pușcărie, ca să mă exprim elegant, nu? Noi dacă o scris acolo, nu mai comentăm despre asta. Asta e că, Despre asta nu se scrie. N-ai văzut la știri nici reversul. Reversul să ți-l arăt. E spurcat. Vest TV, Reșița, .ro. Locomotivele din Reșița sunt vândute la bucată. A început licitația. Radio Reșița.ro de Milșela. Muzeul de locomotive cu aburi din Reșița va fi vândut pe bucăți. Primăria a luat act de intenție. Scoate la mezat monumente istorice, tată. Ăla este monument istoric evident că aparține de Ministerul Transporturilor care... Oare unde e Reșița? Dacă mă duc repede prin Ministerul Transportului și -mi întreb, unde e Reșița, bă? În județul Reșița. Nu în județul Reșița. Dar Baia Mare, nu în județul Baia Mare. Nu? Și Sălajul nu e reședința județului Zalău. Aoleo, dar ce greșeală! Ne enervează chelul de la Cluj. Nu? Să vă arăt. Piesele din Muzeul de Locomotive a Reșiței sunt vândute la bucată. Ministerul de Justiție va organiza o nouă licitație la mijlocul lunii iunie în 15. Prețul de pornire pentru prima locomotivă cu abur scoasă la vânzare depășește cu puțin 154.000 de, de lei. A înseamnă vreo 35.000 de, de euro. Cât o mașină de adie. Cât o limu... jumate din limuzina loprea. Muzeul de locomotive a fost învințat în 1972, iar din 2004 se află pe lista monumentelor istorice, tată. Muzeul a fost amenajat la aniversarea unui secol de fabricare a locomotivelor cu abur la Reșița prin efortul inginerului Mircea Popa. Sunt expuse 16 locomotive din diverse epoci de construcție, 14 fiind produse la Reșița. Ați băgat o în 2004 în patrimoniu național ca să vă bate joc de iabă? Oricum v-ați bătut după 918. După 918 așa a căzut guvernul Averescu. Că o zis, bă, dar... Fii atent că au ăștia la reșeți o chestie bestială, ăștia pe care au luat din Imperiu, Ardelenii, Bănățenii, Ciofil, Bongenele astea. Ăștia au un sistem că iau ucenici și îi trimit în Germania și la Austria ca să-i școlească și după a vin și fac niște locomotive bijuterie. Și o zi, pe mâncața sufletul, cine în Consiliul de Administrație acolo? Păi, ingineri, no, -au specialiști. Auzi, și politicieni, nu sunt, nu, că nu, nu, nu prea, e nu prea cu politica pe acolo. Bine mă, Radei, dă -i afară, și trimit eu pe prințul Sturza, pe prințul ăla, pe știrbei, pe nu știu care, și au intrat la locomotivele Reșița, au intrat oameni politici în Consiliul de Administrație. Și au mers așa, vuc, în cap. Prințul știrbei, care nu se pricepea decât l-a agățat muieri, pe șosea cu automobilul. Și a intrat în Consiliul de Administrație. Așa scandalul a fost între Partidul Averescu și Partidul Brătianu, liberalii, că trebuie să cadă guvernul, că nu s-a înțeles, bă, dar mi-e întrebe bănuți de acolo. Și Averescu zicea, Brătiene, dar tu ești de 100 de ani în istorie, ai făcut o grămadă de bani, că tatăl tău și bunul tău vă băga pe tăți în caracatiță, în tot felul de șmecherii. Lasă-mă și pe mine, că general și mai sărac. N-am o limuzină la scară ca ăla care va veni după 100 de ani, oprea. și o căzut guvernul, bă, așa, așa mizo fost să stoarcă reșița. Da? Acum, dacă vreți, vă arăt și cărțile care scriu despre asta, că mi-au trimis oameni din Reșița. Christel. Acum, vând pur și simplu muzeu. Atenție, este în patrimoniul național. Este declarat monument istoric. N-am nicio problemă. 35.000 locomotiva. băbă, bă, bă 35.000 locomotiva, asta probabil costă, dar să o dai la fier vechi și tu o vinzi. Tu crezi că astea le mai, le mai recuperează cineva dacă le vinde? statul. Au făcut ei o, nu știu ce, a acolo, o asociație, aia are datorii de nu știu câte sute de meleoane, că nu s-o să-i da fixul. Dacă eu am datorii de 100 de lei, pof, oprire. Dacă au ăia din minister tă felul de datorii sau dacă e domnul Negoiță să trăiesc cu 50 de milioane de euro, sau Teodoro Vicela de la PSD, fostul ministru de finanțe cu 720 de milioane de lei vechi, Domnule, acolo nu să se ne sesizăm acolo dacă vedem cum vea, că steaua, nu știu care, în conjuncție cu planeta, nu știu care, și ne vine o rază ca la nașterea lui Isus, drept că pe formular unde trebuie să semnez, exact acolo pur ștampila și îi pun poprilea. Este asta nu s-a întâmplat de vreo 2000 de ani că s-a născut Isus. De da, nu a avut ăștia popriri. Înțelegi? Și atunci, vindem, tate, Bă, dar de ce nu vrei să vindeți bucată cu bucată Palatul Parlamentului? Serios. Eu am luat acum niște cărămide, așa zice, cărămidă țăgănească, nu vreau să cinesc pe nimeni. 40 de bani bucata. De din străcăciun, știi că sunt felul de hale care se strică, se demolează și ei iau dea de aia, bună, bună, de a plină. Veche, frumoasă, 40 de bani bucata. Vin de stată Palatul Parlamentului. Băi, vândut Palatul Parlamentului, ai, ai băgat o grămadă de bani. Tovarășul parlamentar. Și așa nu mai trebuie să stai împreună cu 600 de colegi. Poți să stai și cu 299. Și găsești un loc mai mic acolo, în sala Palatului. Și așa, nu mai cântat Angela Seminea de 25 de ani acolo. Mai areți acolo. Stați frumos acolo, vă luați fixurile, vă notați, aveți și internet, la revedere, și si opa. Și ați vândut-o. Sau faceți acolo, nu știu, centru de cultură urbană. Centru național de creație. În Palatul Ceaușescu. Aia este răzbunarea, bă, pe epoca de aur. Nu ce credeți voi că ați venit într-o democrație urmașă epocii de aur, școliți în epoca de aur majoritatea și continuatorii majoritatea epocii de aur. Răzbunarea era să faci un centru de creație, tată. Să faci o nebunie acolo. Platouri de film, hollywood sau bollywood că e cu băi de Bucureștiul. Nu? Dar nu ne interesează pe noi de chestia asta. Nu ne interesează nici măcar că după 26 de ani, abia acum, Apare legea care dă drumul la construcția de autostrăzi, bă. Sună urât. Abia acum, în timp ce noi eram ocupați cu scandalul de la steagul Secuiesc, că l-au băgat ăștia pe țavă și o să-l bage... Atenție! În septembrie iar va fi scandal cu Secuiei, vă garantez, pentru că în octombrie sau în noiembrie sunt alegeri. Înainte, cu o lună, o să vedeți scandal cu Ținutul Secuiesc. Ceva trebuie să găsați că e acolo... Ori începe procesul lor care au vrut să, pune pe, să pună pe petarde în coșul de gunoi, ceva o să fie pentru că partidul are nevoie de zoft. Știți ce-i zoftul? Îngroșala aia de la de la tocana de pui, care o întins cu mămăligă. Au nevoie de chestia de cremă, tată, de spumă. Știi, că atunci când agiți o sticlă de cola și după a dai pe colegi. Așa fac și ei. Iau sticlele naționale de cola național, roșu, galben și albastru, le agită și după a dau pe noi și noi ce fai, ce furios suntem. Mai repede să votăm, nu ne mai interesează că scrupți. Vrei să gătăm? Gătăm. Dar de fapt, de abia acum începe. V-am pupat, tovarăși. Siopa.